Fiesta Nordul Moldovei, Boboteaza, este sărbătorită mai neobișnuit. Cel puțin asta demonstrează un video făcut public de către locuitorii satului Struzovca, raionul Glodeni, unde doi adolescenți sunt aghezmuiți cu găleata chiar de către slujitorii bisericii. Mai mult, în descriere, autorul filmulețului susține că de Bobotează localnicii merg la biserică cu Malanca, un bărbat deghizat în femeie. Ajuns la Lăcașul Sfânt, conform obiceiului, Malanca dansează și distrează lumea, iar apoi dezbracă hainele femeiești și redevine bărbat. Iar pentru a rămâne la chipul său, preotul botează tânărul turnând câteva găleți de apă peste el. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei susțin că nu cunosc despre acest obicei și urmează să vină cu o reacție în scurt timp.